în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preiubiții mei, am străbătut Danemarca și cu prilejul acestei vizite. Ieri dimineață am fost în cea mai sudică parohie din Zealand, în Nicobing Falster, iar azi dimineața am săvârșit Dumnezească liturgie de Gram în cea mai nordică comunitate euharistică din țara lui Hamlet, la Olborg, Tors și She. Acolo s-au adunat credincioșii în număr mare, în noul lăcaș de închinare pe care l-am achiziționat de curând. Iată, avem și acest lăcaș propriu, avem mai nou la Olborg și în alte părți în Danemarca, și în episcopiei Europei de Nord și dau slavă prea milostivului Dumnezeu că iată, după cei 13 ani de când suntem împreună, avem și câteva biserici proprii și dorim să avem mai multe ca să creștem minunat și firesc în Hristos. E mare lucru să avem biserica noastră și să ne înfingem rădăcinile nu doar în cer, ci și în acest pământ care ne găzduiește. Fiindcă atunci când avem un lăcaș propriu, parcă suntem mai acasă decât într-un loc în care slujim din când în când și unde ducem altarul după noi, deși menirea noastră este să ducem biserica în casă și casa în biserică, oriunde ne-am aflat. Aseară am sfârșit privegherea în mănăstirea ICAST. Și iată, Continuă preambularea mea în aceste zile în Danemarca. Mă întreabă deseori credincioșii și credincioasele pe care îi slujesc dacă nu sunt obosit. E o oboseală dulce. Pot să spun acest lucru și mă bucur că Dumnezeu m-a vrincis să fiu în această seară la Taina Masului împreună cu frățile voastre, în comunitatea noastră euharistică de la Esbia și în mod deosebit să-i pomenim pe cei care sunt în neputința sufletului și a trupului, sunt atâția dintre noi care sunt în suferință la casele lor sau în spitale. Am săvârșit multe Sfinte Masluri în perioada aceasta și vreau să vă spun că mulți dintre cei pe care i-am pomenit mi-au transmis în mulțumire, fiindcă prea milostivul Hristos i-a ridicat din patul suferinței. Iată ce dar de la prea milostivul Dumnezeu să avem în acest sfânt lăcaș și icoana prea sfinte născătoare de Dumnezeu, vindecătoarea de boli. Înainte acestei icoane, cu toții simțim alinare și primim putere și întărire și ne ridică prea milostivul Mântuitor prin rugăciunile prea sfinte Maicii sale din neputința sufletului și a trupului și mai cu seamă îi pomenim pe cei care au nevoie de pomenire înaintea Marelui Doctor. Să nu uităm că slăbănocul din Capernaum, acel paralitic, a fost vindecat prin credința și buna îndrăzneală a confraților săi, a prietenilor săi. De aceea, de fiecare dată, la toate slujbele, îi pomenesc și pe cei care nu se mai roagă și pentru care nu se mai roagă nimeni. Dumnezeu îi cunoaște să-i pomenim și pe aceștia prea iubiții mei, nu doar pe cei pe care îi cunoaștem și care ne cer cu o sâr de rugăciunea, să-i pomenim și pe cei care nu-și ridică ochii spre cer, uitând că au un Dumnezeu atât de milostiv și iubitor și o Maică atât de compătimitoare cum este prea sfânta născătoare de Dumnezeu, a cărei intrare în biserică am prăznuit-o astăzi. Vreau să vă spun că cea mai mare binecuvântare pe care am simțit-o astăzi a fost că la aducerea copilei Maria la templu în biserică, în cele două slujiri săvârșite la această prăzluire, atât în cea de dimineață cu prilejul hramului de la Olbor, cât și în cea de acum, am văzut că v-ați adus copilașii. Dacă dumnezeștii părinți Joachim și Iana au adus-o pe suava copiliță Maria la templu, iată, și dumneavoastră, urmând exemplul lor, vă aduceți copiii aici în biserică. În bisericirea copiilor, aducerea lor aici la biserică înseamnă salvarea sufletelor noastre. Le spuneam și dimineață credincioșilor de la Olborg faptul că dumnezeștii părinți Ioachim și Ana nu și-au cruțat bătrânețele Copila aceasta dăruită de Dumnezeu a devenit o iagul bătrâneților lor și bucuria și mângâierea acestora. Însă ei nu au căutat să-și asigure bătrânețile ținând-o pe Maria lângă ei, ci au dăruit-o de la frageda vârstă de trei ani lui Dumnezeu. Au adus un în templul său, n-au dăruit-o lumii, ci au dăruit-o lui Dumnezeu. De aceea, în această zi de 21 noiembrie, noi prăznuim pe de o parte familia, fiindcă dumnezeștii părinți Ioachim și Ana, care sunt și bunicii noștri de altfel, sunt părinții maicii noastre și bunicii noștri, care ne acopără și iată, ne ajută să înțelegem rostul familiei, de aceea cu adevărat prăznuim familia binecuvântată și iubitoare, fiindcă dumnezeștii părinți, Ioachim și Ana, care au întemeiat familia, sunt prototipul familiei creștine. Iar pe de alta, prezumim și inocența, fiindcă iată acest binecuvântat rod, copiii la Maria, care a fost dăruită la adânci bătrâneți părinților ei Ioachim și Ana, care erau cuprinși de sterpiciune, cum știm. Dreapta Ana o avea înaintea ei pe Ana lui Samuel, care de asemenea la bătrâneți, la adânci bătrâneți, a fost izbăvită de sterpiciune. Și amândoi părinții înaintați în zile s-au rugat Domnului și nu au desnădăjduit dezn și Dumnezeu a făcut o mare minune cu ei. La bătrânețe le-a dăruit această copilă binecuvântată care a devenit Maica întregului neam omenesc, fiindcă prin ea a venit în lume Fiul lui Dumnezeu, care a devenit, s-a făcut Fiul Fecioarei. Așadar, preiubiții mei, să aducem pe copilași, după modelul dumnezeștilor părinți Ioachim și aici în biserică, așa cum copilița Maria la templul din Ierusalim a cunoscut lumea curată a Ierusalimului Ceresc și copiii crescând aici, în Hristos și în biserică, cunosc lumea curată. Sunt înconjurați de îngeri, așa cum a fost înconjurată și prea sfânta născătoare de Dumnezeu, atunci când la cei trei anișori a intrat în Sfânta Sfintelor, spre mirarea îngerilor, acolo unde doar o dată pe an intra Marele Arhiereu cu jertfe de ispășire. Zaharia, profetul, tatăl înainte, mergătorului și potezătorului Domnului Ioan. Deci Zaharia a fost inspirat de Duhul Sfânt atunci când a luat-o de mânuță pe Maica Domnului. Parcă o vedem pe copilița, pe fetița Maria, cum a fost adusă de mânuță la templul la, din Ierusalim, iar ea vioaie și bucuroasă, a urcat cu repreziciune cele 15 trepte ale templului înconjurată de fecioarele care locuiau acolo și a devenit ea însăși biserică vie, templu viu și rai cuvântător. Acolo la templu a fost hrănit în chip minunat de îngeri care îi aduceau pâine, pregătindu-se astfel ca ea însăși să aducă în lume pâinea cea cerească, pâinea care s-a coborât din cer, pe Hristos cu care ne împărtășim la fiecare dumnezească liturghie. Așadar, iubite tată și iubită mamă, aduți copilul la biserică, cât poți și cum poți, adu la potir neîncetat, fiindcă aducerea la potir a copiilor înseamnă această cufundare repetată în cristelnița Harului Ceresc și binecuvântarea pe care o primesc copiii, o primim noi toți împreună cu ei, cu sufletele lor curate, nevinovate, neprihănite. Această binecuvântare se transmite și nouă adulților, părinților, celor care îi înconjurăm de fiecare dată când îi aducem aici, în biserică, înaintea Domnului. De aceea vă mărturisesc cu toată bucuria că atât dimineață, fiind atât de mulți copii la Dumnezească liturgie de la Olbor, cât și acum la taina masului, bucurându-mă iarăși de prezența numeroasă a copiilor, pot spune că prăznuirea intrării în Biserica Maicii Domnului este împlinită, fiindcă copila Maria nu a rămas singură, ci este înconjurată, iată, de sufletele nevinovate, curate, neprihănite, inocente ale copilașilor noștri. Cu adevărat putem spune astăzi la prăznuirea intrării în biserică a suavei copiile Maria, că sărbătoarea este împlinită prin aducerea copiilor aici, înaintea Domnului, în Biserica Slavei. De aceea îi mulțumim prea milostivului Dumnezeu și o rugăm pe prea sfânta născătoare de Dumnezeu să ne acoperi și pe noi și pe copilașii noștri și să ne izbăvească de toată răutatea și pierderea sufletească. Să se golească iadul, iar raiul să se umple cu sufletele noastre. Amin!